Mars. Nu, nu, Heather. Știu cât de mult vă plac desenele vouă supermodelelor, dar i-am promis altei... Iuhu! Alo! E ora de trezire! O zi foarte importantă! Pe ochi, frumosule! Oh, detest să fac asta! Ba nu detest! De ce ai făcut asta? Pentru că e ziua de dus gunoiul? N-aș crede! E un soi de sărbătoare, e... Oh, nu! E azi? Oh, scuze! Scuze! Le pregătesc câte clipi! Prea bine, Garfield! Porțile de lasagna de ziua ta sunt gata! Oh, e grozav, Garfield. O să montez imaginile și o să fac un clip cu lasagna. Hei, am fost înșelat. Gata, am montat imaginile. Am peste 6 ore de imagini cu Garfield înfulecând lasagna. Da, știu, doar cu asta se ocupă. O plângere? S-a întâmplat ceva? Cer renumărarea porțiilor. Ce e? Am făcut o porție pentru fiecare an din vârsta ta. Mi-a scăpat un an? Mi-a scăpat un an! Nu am ingrediente pentru o altă porție de lasagna. Mă duc la piață. Mă întorc imediat! Dacă tot s-a dus, am să profit din plin de timpul liber. Voi face ceva constructiv. Încă 24 de zordnici și ajungem pe planeta pe care vrem să o invadăm. Bine, ai trimis după Ricotta? Aici e, preamărite conducător. Ricotta, am o misiune de o importanță vitală pentru tine. Trebuie să conduc atacul pe planeta pe care o vom invada? Nu, e ceva mai important să-ți arăt. Scanerele noastre au înregistrat imagini cu planeta pe care o vom invada și n-am observat nimic care ar putea să ne împiedice să îi înrobim pe locuitorii săi, cu excepția acestui lucru. Cine sunt indivizii ăștia? Deocamdată nu știm. Se pare că sunt de pe o planetă vecină cu a noastră. Categoric au venit pe planeta pe care vrem să o invadăm. Ce s-a întâmplat cu ei? Imaginile noastre nu ne arată. Trebuie să ne cunoaștem adversarul. Cred că-l cunosc pe ăsta. E posibil să mă înșel, dar e unchiul meu, Moții. Du-te pe planeta pe care o vom invada. Du-te la portocaliul ăla și află ce s-a întâmplat cu acei indivizi. Ia asta, cu ea vei măsura capacitatea creierului celor de acolo. Am înțeles, preamărite conducător. Sunt Ricotta, mă duc să spionez planeta, însă mă voi întoarce. Agent Ricotta, raportez.
Mă aflu pe planetă, așa cum mi s-a ordonat. Măsor capacitatea creierului unei creaturi locale. Are capacitate 0. Mă duc să o caut pe creatura aia portocalie. Am localizat creatura portocalie. Pare a fi într-o stare de existență suspendată profundă. Se pare că John s-a întors. Se apropie, trebuie să mă ascund. Sper că mi-a pregătit ultima porție de lasagna. Aici era. Te rog, nu mă mânca, te rog. Ați auzit ceva? Adică, ce-a fost asta? Ce? Odi, n-ai văzut cumva lasagna alergând pe aici? A fugit? Lasagna mea avea picioare. A fugit, a vorbit, apoi m-a întrebat dacă apoi avea gură și vorbea și arăta de parcă fugea. Nu mă crezi, nu-i așa, Odi? Păi, e în ordine. Nici eu nu mă cred. Acea creatură portocalie nu va fi o amenințare? Da, nu știu ce a făcut de ea determinat pe indivizia aceea să dispară, dar eu i-am venit de hack. Atunci invazia va începe. În toți acești ani n-am știut că lasagna poate vorbi. De ce n-a spus nimic? Dacă nu e vorba doar de lasagna, dacă și ravioli pot vorbi, dacă și canelone vor încerca să mă bată sau pâine cu usturoi, voi face foame. Ușurel, băiete, nu te pot înțelege. De remarcat, Odi se exprimă mai puțin clar decât o lasagna. Ce e? E ceva acolo? Oh, vin după mine! Trebuie să mă ascund. Creatura aia, prinde-ți-l! Dacă aș avea un dram de curaj, aș ieși și l-aș salva pe bietul Odi. Ce bine însă că nu am niciun dram de curaj. Bine lucrat, Ricota! Acum să neutralizăm creatura portocalie. Oare va fi ușor de înfrânt? Foarte ușor, preamărite. De îndată ce o vom găsi. E pe aici, pe undeva. Vom găsi creatura aia portocalie și o vom nimici. Ce i-am făcut eu lasagnei? În afară de faptul că am mâncat mii de porții. Nici urmă de creatura portocalie. Să verificăm în toate dulapurile. Ați remarcat ceva? Ricota, te-am auzit! S-a întâmplat ceva? Ce aiureală! Nu pot să mă ascund aici tot restul vieții. Ba pot. Ba nu pot.
John? Odi? Lasagna vorbitoare? Odi! Pe mine mă vor. Să-i sprăvim cu circul ăsta. Umanitatea! Se pare că sunt în camera lui John. Parcă spuneai că va fi ușor de învins ricota. Eu așa am crezut. Prieteni, e timpul să punem capăt. Wow, nu știu ce s-a întâmplat, dar mă bucur că s-au dus. Da, dar tu nu știi niciodată ce se întâmplă. Erau periculoase, de speriat, nimicitoare, dar categoric păreau foarte delicioase. Garfield, m-am întors! Știam că n-o să aștepți până o voi coace, așa că m-am oprit la Vitos și ți-am cumpărat încă o lasagne aniversară. Oh, nu, nu, ia-o de aici! Ar putea să-și deschidă gura! Ar putea, ar putea! Măi să fie, credeam că Vito e un bucătar excelent. O joacă de-a pisica și șoarecele. Ars. Nu, nu, Heather. Știu cât de mult vă plac desenele vouă supermodelelor, dar i-am promis altei... Iuhu! Alo, e ora de trezire, o zi foarte importantă, pe ochi, frumosule. Oh, detest să fac asta, ba nu detest. De ce ai făcut asta? Pentru că e ziua de dus gunoiul? N-aș crede. E un soi de sărbătoare, e... Oh, nu! E azi? Oh, scuze, scuze, scuze! Scuze, scuze, scuze! Le pregătesc câte clipi! Prea bine, Garfield! Porțile de lasagna de ziua ta sunt gata! E grozav, Garfield. O să montez imaginile și o să fac un clip cu lasagna. Hei, am fost înșelat. Gata, am montat imaginile. Am peste 6 ore de imagini cu Garfield înfulecând lasagna. Da, știu, doar cu asta se ocupă. O plângere? S-a întâmplat ceva? Cer renumărarea porțiilor. Ce e? Am făcut o porție pentru fiecare an din vârsta ta. Mi-a scăpat un an? Mi-a scăpat un an! Nu am ingrediente pentru o altă porție de lasagna. Mă duc la piață. Mă întorc imediat. Dacă tot s-a dus, am să profit din plin de timpul liber. Voi face ceva constructiv. Încă 24 de zordnici și ajungem pe planeta pe care vrem să o invadăm. Bine, ai trimis după ricota. Aici e prea mă...